Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă arăt că burgerii delicioși pot fi făcuți și fără carne. Vom face așadar o rețetă minunată de burger cu halloumi, foarte gustoasă, ușor de preparat și foarte aromată. Ca ingrediente vom avea nevoie de 2 ardei copți, 100 de grame de varză albă, 100 de grame de varză roșie, un morcov răzuit, 2 linguri de iaurt, o ceapă tocată solzișor, 4 felii de brânză halloumi din gama Delicii Calde de la Hochland, un castravete, 2 linguri de maioneză, o lingură de oțet, piper, sare, 2 linguri de sos dulce de chili, 2 linguri de ulei și bineînțeles că vom avea nevoie și de chifle. Pentru început ne vom ocupa de salata de varză, așa că voi pune varza albă într-un bol mai mare. Voi adăuga peste ea și varza roșie. Voi pune puțină sare. Și voi amesteca foarte bine cât să se înmoaie. Când varza s-a înmuiat și și-a pierdut din volum, putem adăuga morcovul. Ceapa. Și le amestec și pe ele foarte bine. Voi adăuga apoi maioneza, sosul dulce de chili, iaurtul, oțetul, puțin piper și voi amesteca foarte bine totul. Salata este gata, așa că o voi pune în frigider până când voi avea nevoie de ea. În continuare, mă voi ocupa de brânza halloumi din gama Delicii Calde de la Hochland. Este o brânză care mie îmi place foarte mult și pot spune că este zeița brânzeturilor rumenite pentru că este foarte gustoasă și aromată. Aceasta este autentică din Cipru și este făcută dintr-un amestec de lapte de vacă, de oaie și de capră, lucru foarte important pentru o halloumi de calitate. În ambalaj vom găsi 4 felii de halloumi și puteți observa la suprafață și puțină mentă uscată, așa cum trebuie să aibă o brânză halloumi de calitate. Voi deschide ambalajul, are și puțin zer. Voi separa feliile. Și voi îndepărta excesul de zer folosind niște șervețele. Pentru a o găti, nu trebuie decât să o rumenesc pentru 2 minute pe fiecare parte în tigaia grill. Voi pune puțin ulei în tigaie, doar o ung. Puteți să gătiți halloumi și afară pe grătarul cu cărbuni. Voi pune feliile. Și le las să se rumenească. O voi întoarce. Și o voi rumeni și pe cealaltă parte. Brânza halloumi este gata, așa că pot să o scot din tigaie. Arată foarte bine și miroase și mai bine. Iar acum putem asambla burgerul. Pentru a construi burgerii, am aici chiflele pe care le-am rumenit frumos pe grill. Pe jumătățile de la bază, voi pune pentru început salata de varză. Am făcut mai mult din această salată,
pentru că îmi place să o servesc și alături de burger, drept garnitură. Peste salata de varză, voi pune câte două felii de halumi rumenite, voi adăuga apoi o bucată de ardei copt. Am tăiat ardeiul copt în pătrate. Iar peste ardeiul copt voi pune puțin castraveți, cam 3 bucăți. Și la final, capacele. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de burger cu halumi. Este foarte, foarte gustoasă, extraordinar de aromată și foarte ușor de preparat. Eu i-am servit cu cartofi dulci și, bineînțeles, cu puțină salată de varză. Îi puteți încerca de fiecare dată când aveți poftă de burger, dar nu vreți să consumați carne și vă promit că vor fi de-a dreptul delicioși. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și vă pot spune cu mâna pe inimă că este cea mai bună brânză halumi pe care am încercat-o până acum. La revedere!